Salut tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. E o plăcere să vă revăd, ca de fiecare dată. În videoclipul de astăzi am să fac un haul. Am observat că vouă plac super, super mult haul-urile și eu am zis așa, că de fiecare dată când fac cumpărături și se strânge o anumită cantitate de haine și produse cosmetice, am zis să fac un haul pentru că vreau să vă inspir și pe voi și vreau să vă arăt ce mi-am cumpărat. Și dacă vă place să vedeți haul-uri, de ce nu? Sincer, chiar sper să nu am măruși pe dinți pentru că... nu este foarte sexy. Cred că a venit Nathan acasă, dar în fine. Eu plasele astea le-am ascuns, dar pentru că dacă mă vede că te-am cumpărat, le aruncă pe geam. Da, le aruncă pe geam. Facem haul ăsta. Prima oară vreau să vă arăt niște hainuțe pe care mi le-am cumpărat de pe romvi.com, pentru că mie îmi place super, super mult romvi.com și am auzit că, din păcate, nu mai livrează în România, ce este foarte, foarte sad, pentru că hainele sunt chiar super drăguțe. Și, da, nu înțeleg de ce nu mai fac ei treaba asta, dar în fine. Hello! What did you get? Oh, that's sweet! Oh, thank you! Mi-a făcut o coroniță cu fluturași. Foarte drăguț din partea lui. Primul lucru pe care mi l-am luat pe romvi.com este acest bluză de iarnă, plover. Deci am pus o poză cu ea pe Instagram. Îmi place foarte mult spatele acestui plovăraș și îl arată cam așa. Deci este absolut superb, superb, superb. Și aici la spate, după X-urile astea, se formează o fontiță. Deci... ador, ador acest plovăraș și dacă mă credeți, materialul este atât de moale, pur și simplu, este amazing, amazing. Pur și simplu ador, 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 ador acest plovăraș, este absolut superb și ador spatele. Oh, yes! Haideți să trecem mai departe, i-am luat încă 3, că am văzut că mai au acolo și nu am putut să țin, am dat click până voi și tapuri din calculator. S-a pus mie pata pe X-uri și șnururi și chestii trestii. Mi-am luat această bluză, tot așa, foarte grosuță, pe dedesubt are material din acela moale. Așa, însă îmi place mesajul. Fashionably late, arrive in style. Super, super drăguță. Iar aici, pe... margini, are această chestie cu șnuri și se leagă într-o fontiță și la spate este simplă. Face nodul mulci, cred că am suport la blugi sau nu știu, văd eu cum o să combin și da, bine ai venit în garderoba mea! Dacă vreți și sunteți interesate, am să las toate linkurile în partea de descriere a acestui video, să vedeți ce mi-am luat eu și poate voi vedeți și alte chestii care vă interesează. Mi-am mai luat și o geacă. Este o geacă de toamnă, primăvară. În orice caz nu este o geacă de iarnă, însă îmi place foarte mult culoarea și ea arată cam așa, este o geacă de tip parka. Așa, și aici îmi plac patch-urile astea, take me away, asta nu știu ce zice, we will wear, just, nu știu. Este dintr-un material foarte moale, are o glugă și la spate zice, better late than never! M-am lăsat dusă de val. Cred că mai merge, încă afară nu este chiar atât de frig încât să nu o pot purta. Îmi place enorm de mult și cred că pe aceasta am suport la, tot așa, la ceva pantaloni, ghete, mă rog, nu știu, vedem, vedem noi, vedem pe Instagram cum am suport. I-am luat și această pereche de blugi, că eu nu pot să trăiesc fără blugi tăiați, adică blugii tăiați este un must în garderoba mea. Eu nu sunt genul de fată care se îmbracă cu fuste și pantofi, foarte rar o să mă vedeți așa. Mie îmi plac super mult astea, hainele foarte comode, da, și ghete, converse, blugi în general. Și mi-am luat încă o pereche, am văzut că a apărut acest
această modă cu blugi rupți și paciuri. Ei arată cam așa, îs tăiați, foarte tăiați aici, așa, și au aceste paciuri super, super drăguțe, așa, până în jos. Și îmi vin destul de bine, adică chiar îmi vin. Eu sunt foarte mică de înălțime, v-am zis, și este foarte greu să-mi găsesc blugi, mai ales online. Însă am văzut că de fiecare dată când comandă pe romvideo.com, toți blugii de la ei mi-au venit și toate hainele, și pentru mine este nemaipomenit. Am mai luat această pălărie din H&M, ce arată cam așa. Eu mi-am căutat de foarte mult timp o pălărie care să vină pe capul meu. Eu am capul foarte, foarte mic și în general îmi găsesc pălării numai de la copii, și se vede că sunt de la copii. Adică, mă rog, da, toată lumea știe că sunt de la copii. Și mi-am căutat foarte mult o pălărie de genul care să arate că nu e de la copii, că sunt și eu normal, așa. Și am găsit-o pe acesta în H&M, a fost destul de scumpicică, cred că am dat pe vreo 25 de lire. Însă ce m-am bucurat, faptul că avea acolo pe mărimi. Și asta este în mărimea S, cred, da. Da, este mărimea S și îmi vine foarte bine, ceea ce este un thumbs up, pentru că în sfârșit mi-am găsit o pălărie care să vină pe capul meu. Am mers în Topshop acum o săptămână, cred, și am văzut că aveau reduceri. Mi-am luat două chestiuțe foarte, foarte drăguțe. Această cămășuță largă, ea arată cam așa. Din câte vedeți voi, este o cămașă foarte simplă, cu tungi, însă materialul este super, super moale și super fine. La spate arată așa, deci este tăiată și mi-a plăcut foarte, foarte mult acest model. Îmi place că este largă, mie îmi plac hainele largile lui, cât mai lui să stea pe mine, nu știu ce, nu știu de ce. Și da, mi-a plăcut că e simplă și o pot purta la absolut orice, blugi. La blugi, o purta la blugi, la o geacă de piele, și este foarte casual și de efect, ar putea să zic, cu acel spate tăiat. Și cred că asta a fost în jur de 15 lire din cât îmi amintesc. Îmi place mega, mega mult și abia aștept să o port. Apoi, la standul de papuci, am găsit și această pereche de papuci foarte strălucitori, manele, așa cum le zice Andreea. Ei arată cam așa de sunt, v-am zis că sunt foarte lucioși și gold. Eu nu dețin absolut nicio pereche de papuci strălucitori ca acestea, însă am văzut că se poartă foarte mult culorile astea metalice, auriu, argintiu, tot ce este metalic. Și i-am încercat, i-am probat, îmi plac foarte, foarte mult și când am văzut că sunt și la reducere și mărimea mea, am zis, yes, trebuie să fie ai mei. Normal ar fi fost 30 de lire, însă eu am dat pe ei numai 12 lire. Pentru că plec în Barcelona și am pus să fac niște poze așa cu outfit-uri, cu nu știu ce, eu am în cap multe, multe stoluri, păsărele, stoluri de păsări, dacă aș putea să le zic, așa, multe stoluri cu pozele mele și outfit-urile mele. Și am găsit această pereche de blugi, super high waist skinny jeans. Este o pereche de blugi așa metalic, poate zici că e folie de aluminiu. Mai bine luam o folie de aluminiu, făceam pantaloni și tot aia era. Bun. Materialul este stretchy, așa, de să se întinde. Și pentru mine este foarte rar să găsesc o pereche de pantaloni, mai ales în Primark, ce să-mi vină, mai ales că ăștia sunt foarte fashionable și i-am găsit. Așa că nu m-am stăpânit și i-am luat. Nu știu la ce naiba o să-i port, probabil că ni la niște ghete, nu știu, vedem mai ce, cum o să-i port. Însă îmi plac foarte mult și sunt foarte fancy, foarte la modă, așa că i-am luat. Și aceștia au fost, cât au fost, 13 lire, deci n-au fost mult. Am terminat cu hainele, cu gubelele, da? Acum am luat și câteva produse cosmetice, nu foarte multe. Câteva dintre ele le-am primit de ziua mea și am să încep. Mi-am luat această palețică de la Makeup Revolution, Neutrals vs. Neutrals. Este o paletă foarte, foarte drăguță și când am încercat fardurile mie nu mi-a venit să cred cât îs de pigmentate. Asta a fost în jur de 8,99 lire. Aici avem toate culorile, ele arată cam așa. Sunt absolut superbe și foarte pigmentate. Îmi place, asta e culoarea mea preferată.
Și este acolo o serie de culori mate și o serie de culori sidefate. Este o paletă absolut superbă și se potrivește perfect pentru toamnă și nu numai. Dar să reușesc să fac și un machiaj cu această palețică, un machiaj folosind doar această palețică. Dacă vreți să vedeți, nu uitați să mă lăsați un coment, bară de comentarii, și putem să fac un video pentru voi cu folosind această palețică. Mai departe, tot din Primark, m-ați văzut zilele trecute cu un ruj nou și am văzut că au scos o serie de produse, se numesc PS Pro și cred că încearcă să fie așa mai profesionale, sunt un pic mai scumpicele. Eu mi-am luat acest ruj de la PS Pro, este un ruj lichid mat, îmi place super, super mult, foarte închis la culoare, cum îmi place mie, și se numește Kissproof Liquid Matte Lipstick în nuanță 04 Dark Intention. Dark Intention? Sună porno. Este o nuanță absolut superbă și rezistă. Rezistă pe buze, deci aproape toată ziua, ceea ce este unusual pentru un ruj din Primark, având în vedere că este Primark și am dat pe el doar 3 lire. Am primit ceva ce mi-am dorit de foarte, foarte mult timp și această chestie a fost un cadou de ziua mea și îi mulțumesc, știe ea cine e, da? Ta-da! Am primit un set de parfum de la Giorgio Armani, și înăuntru se deschide și vine cu parfum, ăsta cred că este Rimmel, și avem și un lip gloss roșu. Deci, trebuie să-l mai miros o dată, că nu mai rezist. Are un miros așa de femeie înger, femeie boss, femeie. Dar mă bucur enorm de mult să-l am în colecția mea de parfumuri. Și da, bine ai venit! Și un șampon uscat pentru că aveam nevoie, însă am renunțat la șamponul uscat de la Batiste, am zis că vreau să încerc ceva nou. Este făcut de o blogăriță și l-am încercat. Miroase a parfum, miroase a... nu știu cu ce aduce, dar miroase foarte bine și este foarte ok. Deci da, nu numai Batiste. Este cel mai tare. Și asta cred că a fost în jur de 2,50 lire. Ce zic eu că și-a meritat pănuții, îmi place cum miroase și îmi place, face o treabă bună. Deci da. Ultima chestie, ce mi-am cumpărat-o și ultima chestie din acest haul este vopsea mea de păr cu care mi-am vopsit părul, pentru că știu că voi mă întrebați foarte, foarte des ce nuanță ai folosit. Și am zis că am să fac un video separat să vă povestesc cum am trecut de la gri la această culoare mai naturală și vreau să vă arăt nuanța pe care o folosesc. Este de la L'Oréal Paris, se numește 645 Amber. Ea arată cam așa. Deci este această culoare. Prodigy, oil color, bloody bloody blast. Este o culoare permanentă. Eu am folosit-o pe cea care nu era permanentă, însă vreau să mă fac cu această culoare permanentă. Ca să nu mi se mai ducă prea repede la spălat. În general folosesc vreo două tuburi. Arată super profesional. Așa, ia uitați aici. V-am zis, dacă vreți, am să fac un video separat în care să vă arăt ce și cum. Sper că v-am lămurit acum. Cam acesta este haul-ul de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că v-am inspirat. Dacă da, nu uitați să-mi dați un thumbs up și să vă abonați pentru mai multe clipuri. Mă găsiți și pe Instagram și pe Facebook. Mă bucur super, super mult că sunteți alături de mine. Îmi sunteți cei mai dragi! Și da, ne vedem data viitoare la un nou video. Vă pup! Aveți mare, mare grijă de voi! Vă iubesc și ne vedem! Mua! Pa, pa!